Bună tuturor! Sunt Vicky. Încep astăzi să lucrez cu voi. E o brățară multișir estivală. It's summertime. Mixând, amestecând o mare varietate de tipuri de mărgele și forme diferite. Designul acestei brățări folosește tehnica brick stitch cu mărgele delica și multe diferite tipuri de mărgele, mărimi, forme așezate într-o mare varietate de moduri. O să vă arăt pas cu pas etapele de lucru, cum se lucrează capetele cu tehnica brick stitch de susținere a șirurilor cu mărgele, cum se înșiră mărgelele, cum se atașează nasturile și bucla de prindere. Folosesc mărgele Sidbid 11.0, acestea, mărgele de nisip Miuki Silver AB, drept spacere sau distanțiere. Pentru capete, aceste mărgele Miuki Delica 80 opac turcoaz blu. Intercalez și aceste mărgeluțe mici cubice de 1,5 mm de la Toho. De asemenea, mărgele din acestea cehești fire poliș de 4 mm și rotunde. Toate mărgeluțele sunt de 4 mm, diverse nuanțe de bleu, roz, transparent și chiar pietre semiprețioase, aceste sfere cristal de stâncă. Cristale facetate cubice, 5 mm, transparente și pentru un efect mai special, diverse forme, cruciulițe din sidef, lacrimi din sidef, acestea au 1,2 cm și formele acestea de pește. De, sunt margelile din sticlă presată cehești sau aceste forme pietre fațetate de angelit, formă ovală și turtită și steluțe de mare din haulit reconstruit, ancore, șarmuri micuțe. Am nevoie de un ac numărul 10 sau 11, ață Fireline de 0,5. 15 mm, o foarfecă. Înainte de a începe, vă rog să vă abonați la canalul meu de YouTube, să apăsați clopoțelul de sub film pentru a fi notificați, să vizionați totodată, învățați diverse tehnici de mărgelit, dați like și scrieți în comentarii iar lucrările voastre vreau și eu să le văd dacă le trimiteți pe pagina mea de Facebook la bijuterii Handmade by Bunny. Încep lucru cu capetele brățării. Aceste forme, una e deja lucrată în formă triunghiulară cu mărgeluțe Miyuki Delica numărul 80. Începând de la partea mai lată aceasta, așezând mărgelele una lângă cealaltă prin tehnica leather stitch, apoi continuând cu brick stitch. Am lăsat fir cât mai lung în partea aceasta la început pentru a prinde mărgelele, a înșira mărgelele între cele două capete să fac cât mai puține noduri să pot folosi această ață. Iar aceasta rămâne la sfârșit pentru a prinde nasturele. Am introdus de cinac aproximativ 2 metri, 2 metri jumate de ață, iar primele două mărgele le așez pe ac, le prind una lângă cealaltă, cam la un metru distanță de ac. Și le prind astfel, introduc în prima și se așează una lângă cealaltă astfel. Mai trec o dată. Iau altă mărgea și ne și pe aceasta una lângă cealaltă. Repet acest lucru de șapte ori. Am șapte mărgeluțe primul rând cu leather stitch. Și ultima mergea, cea de-a șaptea, prinsă odată aceasta de sus în jos. Merge odată în sus, odată în jos, reiau încă o dată pentru la înforsare. Le iau prin toate. Și ultima apoi încep cu sătura brick stitch scăzând de data aceasta de la 7 la 6 mărgeluțe la capăt iau două dată și prind nu la prima punte aici firul dintre mărgele prind firul al doilea cea de a doua punte între mărgele acest fir pentru că scad și apoi Intru din nou mai întâi prin a doua pusă, apoi prin prima, să le așez frumos una lângă cealaltă. S-au așezat și acum continui doar cu câte una până se adaugă șase în total pe acest rând. iar prind la următorul la următoarea ață dintre mărgele. Aceasta este tehnica brick stitch, se prinde se prind mărgelele de firul dintre mărgelele din rândul de jos. Și ultima mărgea, cea de a șasea din rândul acesta, prinsă de ultimul fir de aici. Și apoi se continuă rândul întorcând lucru, să îmi vină mereu dinspre dreapta spre stânga și încep la fel fiecare rând cu câte două mărgele odată, la fel ca în rândul din urmă, nu la prima, la cea de-a doua ață dintre mărgele, le prind pe amândouă și apoi le așez frumos, mai trecând încă o dată prin ele. În sus, în jos și iar în sus să vin cu acul în direcția de coasere. Și se așează foarte bine. Următorul la fel până scade acest rând este de 5 mărgele 4 3 până la o mărgea în vârf după rândul de 3 urmează rândul de 2 mărgele pe care îl prind tot așa la a doua ață dintre cele două mărgele de pe rândul din urmă ne așez și pe acestea frumos una lângă cealaltă. Iar pe ultima mergea o să o așez în poziție culcat așa, pentru că voi prinde de ea bucla sau nasturile de închidere. Și aici Întăresc trecând cu firul de mai multe ori prin mărgele, și la rândul de jos, înainte și înapoi, rotund cumva să se întărească bine lucrul și să nu iasă firul. și fac și vreo două noduri. Dar ața aceasta nu se taie, se folosește, v-am spus, pentru a prinde închiderea nasture sau orice altă închidere vreți să faceți. Merg cu el aici în capăt, unde voi face bucla sau nasturele de închidere. Aceasta este prima parte, iar firul acesta lung pe care l-am lăsat de la început, o să încep înșirarea uh, mărgelelor și folosesc pe o parte câteva rânduri cu firul acesta, iar pe cealaltă parte rândurile înșirate de mărgele cu firul de la cealaltă, uh, celălalt triunghi de la capete. Apoi încep înșirarea cu acul, v-am spus, pe firul lung lăsat, de la un triunghi la celălalt, cu mărgelele cele mai mari, la primul rând, lăsându-le în exterior și cât mai central, nu pe partea dorsală a mâinii. Încep cu mergeluțe 11.0 la capete cât mai mici, am pus câte trei aici. Șarmul l-am pus, tot așa, să târne de de sub sub braț. Apoi mărgeluțe de 4 intercalate cu distanțiere, folosesc mărgeluțele acestea 110 silver cristal și rotunde blue transparente sau mai pale, așa, roz pentru o pată de culoare, cristale, nu cristale acesta de 1,5 mm mai micuțe încadrează steluța și iar sfere din acestea de cristal de stâncă și măsor astfel încât încheietura mâinii să se potrivească aceste triunghiuri au câte 2 cm mai se adaugă închiderea cu buton și aceasta un centimetru jumate poate, iar lungimea, înșirarea aceasta va fi de vreo 12 cm jumate în funcție de mărimea mâinii la fiecare. Iar apoi acest șir de mărgele îl prind în partea cealaltă, aici, cu acul, intrând de mai multe ori și întărind aici la capete, în sus și în jos, și la următorul rând, intru prin mărgele înainte, înapoi, rotund, fără să se vadă firul, iar aici în diagonală ies cu acul exact la următoarea mărgea de aici și încep înșirarea următorului rând, tot așa cu primele 11,0 și cumva intercalate în dreptul mărgelelor acestea mari să fie mărgeluțe cât mai mici și culorile, o dată culoare închisă, o dată deschisă, aranjate toate felurile și formele ca o supă de mărgele Am înșirat pe aceeași ață cu acul cel de-al doilea rând de mărgele, așezând pe cât posibil intercalat culorile și mărimile. În dreptul aici, la această steluță de mare am folosit mărgeluțe acestea foarte mici, cubice de 1,5 mm, la fel acestea din lacrimile acestea din SIDEF puse una în fața celeilalte în dreptul acestora mai mici și la capete 3 mărgeluțe 11.0 și intru în partea opusă aici în cea de-a doua mărgea. Dacă folosiți un alt fel de fir mai subțire, puteți să vă întoarceți prin toate mărgelele încă o dată să fie rezistentă. Și mergeți înapoi trecând de la a doua mărgea și apoi cu acu prin toate. Dar eu am firul destul de rezistent acesta și nu E necesar două treceri, doar întăresc puțin aici la capete. Trec rotund și apoi în diagonală să ascund bine firul să nu se vadă și ies în cea de-a treia. Mergea de aici și încep înșirarea cu următorul rând intercalez culorile și mărimile. Înșir în continuare la cel de-al treilea șir, rând de mărgele, am adăugat spacer de 11,5, acum aceste mărgeluțe rotunde cu bleu intercalez aceste 11 0. și apoi la sfârșit doar 11 0 să vedem dacă trei mărgeluțe sunt suficiente pentru lungimea egale, să fie foarte egale între ele aceste rânduri da? cred că sunt egale am adăugat și un peștișor un pic de roz pentru culoare și la cea de-a treia mărgea de aici de jos intru și aici cu acul și mie mi se termină firul de pe partea aceasta o să fac nod și îl tai merg prin mărgele apropii bine Apoi fac un nod. Dacă nu va ajunge ața, bineînțeles puteți adăuga cum se adaugă în mod normal și la capăte faceți noduri cât mai ascunse între mărgele și le trageți bine și apoi tăiați. Să mai fac un nod aici undeva prind firul, fac o buclă și apoi not și îl întorc apoi înainte și înapoi prin mărgeluțe și îl tai dacă găsesc farfecul gata aici apoi continui cu firul acesta pe care îl am din partea cealaltă și fac și cu el două, trei rânduri câte mi-ajung până încheie înșirarea Am introdus firul de pe partea cealaltă a triunghiului în ac și am început înșirarea din partea aceasta cu 3, 11, 0, trei cristale cubice, am o cruciuliță de sidef, apoi iar un 11-0 și mărgeluțele acestea bleu, rotunde, de 4 mm. Și mai departe, până și aceasta roz, toate șirurile, completez și următoarele șiruri de aici din următoarele mărgele și revin. Aceasta este înșirarea, varianta mea cu steluțe de mare, cu tot felul de forme, de peștișor, șarm, ancoră, multe culori, de-abia aștept să văd și variantele voastre. Să-mi trimiteți și mie poze, să -mi scrieți în comentarii și acum să montez acest buton de închidere, acest nasture. Voi lua mărgeluțe 11.0, acestea miuchi de nisip silver AB cristal, am folosit eu spacere și prind pe o parte a nasturelui, 3 margelute și trei pe cealaltă. Și în, ultimul, în ultima mărge aici delica, le prind și reiau de 2-3 ore Întăresc bine și asta este prinderea nasturelui. Apoi vă arăt și bucla cum se prinde. Vă face închiderea și La celălalt capăt, pe ața rămasă, am înșirat 32 de bucăți 11.0. Să fie suficiente cât să intre nasturile. Mai fac o probă verific întâi. Da, este suficient să se poată închide și deschide. Și apoi reiau de două, trei ori prin această buclă și întărez bine firul la capete. Aceasta este brățara multișir estivală. Summer Time. Sper că vă place designul brățării mele și lucrați și voi. Abonați-vă la canalul meu dacă vreți să învățați noi tehnici de lucru cu mărgelele. Dați like și scrieți-mi în comentarii părerile dumneavoastră. Pe curând la un nou video. Pa, pa!